Just raise your hand tonight and feel the freedom. Everything goes alright. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Ziua. Mulțumim frumos dumneavoastră pentru că ne-ați găzduit chiar și cu această mică neoficială premiere și lansare pentru a 8-a ediție deja concursului Mesajul meu Antidrog. O să încep prin a prezenta pe scurt diferențele între ce a fost până acum și ce se vrea de acum înainte pentru Mesajul meu Antidrog. Pentru această ediție, colegii noștri îndrituitori de la București s-au gândit că este mai original pentru fiecare participant să nu impunem o temă. Considerentul a fost că pe baza experienței edițiilor ultime în care s-a impus o temă, lucrările au fost cumva foarte asemănătoare, lucru care a îngreunat mult și jurizarea, însă a și restricționat foarte mult din originalitatea și inventivitatea participanților. În consecință, doar ca ghidaj există pentru secțiunea film diferența față de celelalte că se face trimitere expresă către prevenirea consumului de produse etnobotanice. În rest, pentru celelalte secțiuni, care și ele s-au modificat, nu există o temă obligatorie, ci doar un slogan general: colorează-ți altfel viața fără droguri, de la care elevii să se inspire. Avem două secțiuni noi, cea de sloganuri antidrog și cea de proiecte de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de droguri. Regulamentele sunt pentru fiecare secțiune prezentate. Eu spun că sunt foarte binevenite, mai ales ultima dintre secțiuni, în care vă lasă posibilitatea dumneavoastră ca profesor și elevilor să tocmiți un proiect și să-l duceți la finalizare. Dacă este nevoie și cu siguranță noi vă stăm alături, ne puteți solicita și vă putem ajuta în aceste proiecte de petrecere a timpului liber ca concurenți pentru Mesajul meu Antidrog. Am început cu partea ultimă, ca cronologie, și terminăm cu partea cea mai frumoasă, în care anunțăm cu mare mândrie că deja este al nu știu câtelea an la rând în care Călăraș, datorită anul acesta lui Claudiu, îndrumat de către domnii profesori de la Danubius, câștigă din nou în locul 2 la secțiunea film, etapa națională pentru Mesajul meu Antidrog. Premiile sunt trimise de către cei de la București cu mare onoare și mândrie. Felicitări, pupă mă, să te pup și eu acum. Mai sunt încă două premii pe care Călăraș le-a câștigat, însă datorită faptului că un concurent este de la Oltenița, iar celălalt este o fetiță care a terminat anul trecut clasa 8-a, acum nu știu pe unde se regăsește, nu au reușit să ajungă. O să le transmitem și lor premiile și noi vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm și anul acesta, dacă reușiți să vă faceți timp în agenda, să ne onorați cu participarea. Și vă anunț că lucrările pentru anul acesta se depun pe data de 29 aprilie. N-am pus 1 mai ca să nu intrăm cu alte... Da, să nu ne găsiți pe plajă, ci să ne găsiți la muncă. Până pe 29 aprilie și tot regulamentul și celelalte detalii sunt trimise deja prin inspectorat. Dacă nu, ne găsim la un telefon și trimitem. Vă mulțumesc mult de tot încă o dată. Și rămâne să vă așteptăm să ne din nou câștigați premii. Mulțumim mult de tot! Premiul Chilea Național. Da. Mulțumim. Cum mai?